Caz cutremurător în Craiova, o femeie a fost ucisă și apoi îngropată de propriul soț. Apropiații victimei ar fi fost informați că aceasta era plecată la muncă în Italia. O femeie din Craiova a fost omorâtă de fostul soț, iar oribila faptă a fost descoperită abia după ce vineri 1 iulie fiul acesteia a dat-o dispărută. Conform Antena3.ro, vineri polițiștii doljeni au anunțat dispariția unei femei. Sesizarea a fost făcută de fiul femeii la secția numărul 3, Poliția Craiova. Acesta a declarat că în luna martie 2021, mama sa, Silvia Albișoru, din municipiul Craiova, a plecat de la domiciliul său cu intenția de a ajunge în Italia. La acea dată nu a mai putut lua legătura cu ea. Polițiștii au început imediat cercetările, iar în urma verificărilor inițial au rezultat indicii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Astfel, cauza a fost preluată în anchetă proprie de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Dolj, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că la sfârșitul lunii aprilie 2021, în locuința comună din municipiul Craiova, femeia ar fi fost agresată de fostul soț, agresiuni ce au condus la decesul acesteia. Ulterior, trupul femeii ar fi fost transportat în comuna Șimnicu de Sus, unde ar fi fost îngropat, a precizat IPJ Dolj.